dintr-o localitate din satul mare sunt terorizați de scandalurile dintre vecini. Aceștia se iau la bătaie cu bâte și cuțite, iar intervențiile polițiștilor în zonă sunt la ordinea zilei. Mai multe informații are colega mea Marina Andrei. Marina, bun găsit! Bun găsit! Localnicii din satul Păulești, din județul Satu Mare, sunt terorizați de scandalurile care se produc tot mai des în localitate. Chiar recent a avut loc un scandal monstru între doi bărbați care au fost eliberați recent din închisoare. Unul dintre aceștia, de doar 24 de ani, extrem de periculos, care a fost închis pentru tâlhărie. Conflictul dintre cei doi bărbați a izbucnit pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, dar și din cauza consumului de alcool. Astfel, cei doi indivizi s-au înarmat cu bâte și cuțite, dar s-au rezumat doar la amenințări. La fața locului au ajuns însă și polițiștii care au aplanat acest conflict. Doar că la scurt timp au fost nevoiți să intervină din nou, deoarece și iubitele celor doi bărbați s-au luat la ceartă. Acestea au început să arunce cu pietre, dar și cu alte obiecte una în cealaltă. Atât cele două femei, dar și cei doi bărbați au fost amendați de oamenii legii pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.